Salut lume, eu sunt Nevi și astăzi stăm de vorbă despre un serial de pe HBO ce tocmai s-a terminat, a apărut ultimul episod pe 2 octombrie și anume Raised by Wolves și o să vă zic de pe acum că merită să vă uitați la el. Este un serial pe care după ce o să-l terminați nu o să vă pară rău că ați investit câteva vreo 10 ore în el ca să-l vedeți. Este o poveste destul de interesantă, o să vă zic de pe acum nu la fel de bună ca Westworld și o să vă explic imediat în recenzie de ce îl compar cu Westworld, dar hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm cu intro. Ah, by the way, înainte să-i dăm cu intro, am pus chestia asta aici cu cei mai, nu știu dacă se vede, cu, da, aici e scris invers, voi vedeți probabil invers, cu cei mai activi abonați și avem pe Bookshow, pe Mark Kindrish, pe Iucasian, Florin Băzărgan, Liviu Mania, Alexandra Mureșan, Daniel Barbu și Doinița Radu. Pentru cei care nu v-ați regăsit pe acest, da, wannabe tablă cu cretă, ei bine, stați calm că o să mai tot modific, o să încerc să pun pe toată lumea care am observat eu că dă comentarii, like-uri, probabil lasă și like-uri, da, din comentarii și comentarii pertinente, gen, au văzut recenzia și au expus o părere legată de acest serial, dacă vor să-l vadă, dacă nu vor să-l vadă sau dacă l-au văzut ce părere au avut și o să tot schimb, o să adaug și membri aici, poate la un moment dat o să fie doar membri aici sau membri noi, o să apară o perioadă. Dar am zis că ar fi o chestie drăguță pentru voi să mi arăt oarecum aprecierea față de voi, mai ales că am lipsit cam o săptămână de pe acest canal, dar hai, nu mai contează de ce, da? Hai să-i dăm cu intro și să vorbim de Raised by Wolves. Care este povestea în Raised by Wolves? Păi, pământul pe care îl știm noi e un prag de distrugere și atunci doi androizi împreună cu 6 embrioni pleacă pe o navă să o popularizeze, să colonizeze și se nasc acești 6 copii și evident androizii trebuie să aibă grijă de ei, au fost programați să aibă grijă de ei, este un el și o ea și au grijă de ei și foarte important să nu pățească vreunul nimic, sunt foarte grijulii cu ei pentru că ar fi foarte grav să mai moară unul dintre ei condiții în care vor să colonizeze acea planetă și toate lucrurile bune și frumoase până când vin acești oameni ai lui Sol. Sol, pentru cei care nu știți, asta o să aflați în prima parte a primului episod, adică nu sunt chiar spoilere, este o zeitate la care se închină oamenii ăștia și dacă stăm așa să ne gândim între androizi și oamenii ăștia, e un fel de război în care, ok, oamenii lui Sol sunt un fel de creștini și androizii sunt un fel de atei și ateii, evident, vor să crească copiii într-un anumit fel și creștinii vor să ia ca să îi crească în felul lor. Aici este un conflict, dar în prima parte, în primele episoade, după ce am văzut chestia asta, mi-am dorit, ok, să nu se axeze foarte mult pe lucrul ăsta sau dacă se vor axa, scenariul să fie scris în așa fel încât să nu fie deranjant și să nu fie dat pe față, da? Nu ca în Lovecraft Country, unde acolo am o mică problemă că e dat pe față, chit că e scenariul din punctul meu de vedere bun, dar o să vorbim și despre Lovecraft Country când se termină sau dacă s-a terminat, nici nu m-am uitat. Și alte două frici ale mele au fost faptul că scrie, adică când a apărut trailerul la Raised by Wolves, știam că este făcut de Ridley Scott. În schimb, doar primele două episoade, cum am zis și în clipul cu cele mai bune seriale HBO ale toamnei, decât primele două episoade câte mi-amintesc au fost regizate de el și mi-a fost frică după ce le văd că o să ia o altă întorsătură sau că o să aibă un alt aspect, un alt feeling, dar nu a fost cazul și asta mi-a plăcut super mult că s-a mers de la punctul A, n-am ajuns la un C. Cu feeling-ul, e tot A la final. Și o altă frică de-a mea, uitându-mă așa după ce am terminat Raised by Wolves, pe parcurs undeva pe la episodul 4-5 m-am gândit, mă, ăștia oare cumva vor să readucă un nou Westworld pe platforma lor? Și dacă stau să mă gândesc, cred că acesta a fost motivul pentru că Westworld a început să se ducă din ce în ce mai jos, adică primul sezon a fost incredibil de bun, nu doar datorită lui Anthony Hopkins, nu doar datorită idei, nu doar datorită twist-ului, a fost foarte bun primul sezon și după s-au dus în jos și Raised by Wolves nu este la nivelul primului sezon din Westworld, dar aș putea zice că e undeva puțin mai bun decât sezonul 2 din Westworld și asta spune destul de multe despre Raised by Wolves. Acum, pe parte de scenariu, overall am fost mai mult decât ok cu el, de la început m-am prins, am fost intrigat de idee, nu m-a pierdut pe parcurs, nu au fost, au fost și filler material, dar nu au fost atât de multe, există și niște twist-uri, niște dorsituri de situație și finalul este destul de intrigant, aș putea zice. Și pe partea de scenariu am fost ok. Acum, pe parte de actorie, pentru că mi-a plăcut actoria, cel puțin din partea celor doi androizi,
Deci ce au trebuit să facă oamenii ăștia, am scapă numele lor acum, dar cei doi androizi, în special tipa pe care o vedem că se axează povestea mai mult pe ea și în trailer am văzut chestia asta, e extrem de creepy, nu au foarte mult de jucat, adică se comportă exact ca niște androizi, doar că se comportă ca niște androizi care vor să își arate sentimentele și nu știu cum și o fac într-un fel foarte creepy și chit că copiii aia înțeleg că androizii ăștia le vor binele. Când o vezi pe tipa aia cum zâmbește, haide mamă, hai, du-te și joacă-te, hai să învățăm chestia aia. E puțin scary pe alocuri și chestia asta mi-a plăcut. Mi-a plăcut și de Ragnar, de Travis Kimmel, mi se pare că îl cheamă. Am avut o singură, poate mică problemă, dar nu chiar de mare problemă, pentru că cred că așa a fost scris personajul. Seamănă destul de mult cu Ragnar. Dacă Ragnar credea într-o zeitate de la bun început în Odin și în toate zeitățile aia din Nord, cu vikingii, cu whatever, e bine, acesta pleacă dintr-un punct în care nu crede, în care este împotrivă și se întâmplă câteva lucruri foarte interesante cu el, adică nu o să vă așteptați la personajul lui din trailer ce se întâmplă cu el și care e scopul lui și ce vrea să facă. Pe final ajunge să creadă oarecum forțat de împrejurimi, dar nu chiar. E interesant, doar că pe alocuri, uitându-mă la actoria de aici și uitându-mă la cea din Vikings, personajele sunt destul de asemănătoare, dar nu a fost deranjant și mi s-a părut super, super ok în sfârșit. Adică mi-a plăcut și Vikings, m-a oprit după ce a murit Ragnar, nu l-am mai continuat după. Știu că am auzit că după Vikings e mai bun, eu m-am oprit acolo, na. Cred că ajunsesem la zi și până a apărut sezonul următor deja mi se duse tot hype-ul pentru el. Dar overall, actoria este super ok și pe parte de cinematografie e absolut superb. Îmi place foarte mult cum au făcut locațiile acelea, arată super bine, o să vedeți și niște monștri destul de interesanți. În schimb, mi-a plăcut mult colorizarea pentru că este... Predomină foarte mult un gri și seara un albastru foarte închis care tot dă spre gri și e foarte potrivit cu tema acestui serial, cu na, oarecum sfârșitul lumii și un nou început și vedem niște raze de lumină care ar simboliza un nou început. E plin de metafore, pentru că ar mai fi o metaforă, pentru că sunt acești copii, da, crescuți de androizi și nu prea mai sunt crescuți de părinți și te-ai putea gândi că e un fel de metaforă spre copiii din generația de azi care petrec mai mult timp cu telefoanele decât cu părinții și este bine sau nu și poate astfel se dezbate și tema asta în acest serial. Am observat, nu știu dacă e așa, dar mie așa mi s-a părut și luând și asta în considerare, scenariu foarte bun, actorie foarte bună, cinematografie pe ton, cadre super faine și muzica, și aici am o poveste funny, dar muzica e foarte bine arată, e în ton cu tematica serialului, mi-a plăcut super mult. În schimb, am văzut un singur episod, a trebuit să-l văd pe mut din anumite circumstanțe, mă plictiseam foarte tare și aveam niște treabă și puteam doar să citesc sau să mă uit la serial și nu aveam chef de citit și m-am uitat la un întreg episod pe mut. Știu, nu mă judecați, nu încercați, e interesant pe alocuri, cred că am nimerit și un episod destul de bun pentru a încerca chestia asta, pentru că erau momente de-astea gen în care se întâmplă bătălii și whatever, conflicte și anumite scene când vezi că explodează lucruri sau se întâmplă lucruri de genul, să le vezi așa pe liniște, mi s-a părut destul de interesant și de potrivit, adică am avut momente, am revăzut după episodul cu sonor, și erau unele momente care, mă, dacă mergeau pe tema asta să fie aproape deloc fără sunet la scenele alea, ar fi fost destul de interesant, deci nu a fost atât de deranjant, dar vă recomand totuși să nu încercați asta. Bucurați-vă de sunetul din Raised by Wolves, pentru că este absolut incredibil. Așa că, overall, Raised by Wolves e un serial mai mult decât ok, e un serial bun, dar cu siguranță nu este un serial wow care să mă dea pe spate, cel puțin pe partea de scenariu, pentru că este destul de liniar și micile twist-uri care se întâmplă mai pe la final nu sunt atât de wow, da? Adică după ce ai văzut Westworld, după ce ai văzut Dark, după ce ai văzut seriale de genul, e cam greu să mai fii impresionat, da? Mai ales după ce am văzut și Tenet, chiar e greu să mai fiu impresionat cu anumite lucruri. Așa că, overall, da, uită-te la Raised by Wolves, din partea mea are un bine meritat 8 cu plus, poate chiar un 8.50. Și hai să continuăm discuția în secțiunea comentarii, să vedem dacă vă va plăcut Raised by Wolves, să continuăm acolo discuția, vorbim și cu spoilere, na, vorbim ce vreți voi. Și nu uitați de comentariu ca să apăreți aici.
da? Ca să vă vedeți numele. Asta dacă vreți, dacă vreți, evident. Așa că până data viitoare nu uitați de like, share și subscribe. Un subscribe și pe canalul The Boys, al meu, al lui Comics Origins și al Spidey Ghost-ul lui Mistom. Mai ce am postat niște podcasturi și astăzi când filmez recenzia asta, este sâmbătă când ne vedem să filmăm alte podcasturi. Și evident, dacă ți-a plăcut foarte mult, oricând poți da și pe butonul de join pentru o donație minimă de 4 lei pentru a susține acest canal. Așa că până data viitoare, eu am fost Nevi și ne revedem când ne-o revedea. Pa!